Bună ziua! Să trăiți! Mircea Dușa a murit în această dimineață. Fostul ministru al apărării avea 67 de ani și suferea de o boală incurabilă. Fostul de militar se retrăsese de mult timp din viața publică. La ultimul eveniment la care a participat în această vară, a fost nevoie de intervenția medicilor după ce i s-a făcut rău. Cu toate informațiile vine colegul meu Costin Soare. Bine te-am găsit, Costin. Mircea Dușa a fost diagnosticat cu această boală cumplită de mai mult timp, însă în ultimele luni starea lui de sănătate s-a agravat foarte mult. Chiar la sfârșitul lunii iulie a avut loc un incident medical extrem de grav. Mircea Dușa era împreună cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, la un eveniment la Târgu Mureș, când i s-a făcut rău și a fost nevoie chiar de intervenția unui echipaj de ambulanță. De atunci, starea lui de sănătate s-a agravat din ce în ce mai mult. În această dimineață, fostul ministru al apărării a murit acasă. El a fost ministru al apărării în guvernul Victor Ponta 2, 3 și 4 în perioada 2012-2015. Pentru o perioadă scurtă de timp, Mircea Dușa a fost și ministru de interne, dar și ministru în relația cu Parlamentul. Ulterior a fost și prefect, a fost parlamentar al României. În această dimineață au curs mesajele de condoleanțe venite de la conducerea PSD și Victor Ponta a transmis condoleanțe familiei îndurerate.